Știți că am vorbit zilele trecute și despre divorț, care se poate transforma foarte rapid într-o operă de artă în tribunal, după cum ne-a explicat domnul avocat Adrian Cuculis. Bună ziua, bine, bine v-am regăsit și mai exact 7 zile să fi fost. 7 zile de când am vorbit ultima dată. Mergem mai departe. Am fost în tribunal, am divorțat, s-a stabilit. Bună ziua, domnule avocat, bine ați venit. Bună ziua, bine ați venit. Relaționăm de obicei în... cadrul emisiunii, adică nu... Cred că a fost data trecută dată, sau vorbit, acum două dăți, da. Nu, chiar a fost o premieră. Cred că la divorț, da, chiar la divorț. Nu, la divorț, nu. Da, nu mai contează. Vreau să mergem mai departe cu procesul respectiv, chiar dacă procesul s-a încheiat în sala de judecată. De obicei se stabilește un program de vizite, înțeleg, nu? Da, e adevărat, dar uite, lucrurile astea se stabilesc cam în același timp, adică dacă ai divorțat și ai copii, nu poți să-i abandonezi cumva și să nu te intereseze de soarta lor imediat după divorț. Adică legiuitorul spune clar, ai teoretic copii și practic trebuie să tranșezi problematica cu soțul, soția ta. Eu cred că asta e cel mai important lucru, de absolut, fapt. Absolut. Divorțul de, sau problema cea mai mare de... este că copiii de regulă se transformă în niște monede de schimb și arme de răzbunare pentru părinții care nu sunt foarte împăcați cu divorțul respectiv, plus că am auzit de foarte multe ori că lasă că o să-ți arăt eu ție, o să-ți iau copilul. Să ne înțelegem. Păi, nu e domnule avocat, cine facem vrea, așa. E cu cine poate până la urmă. Ca să fie clar, noi vrem să vorbim astăzi despre custodie și despre programul de vizită a copilului. Da? Perfect. Sau al copilului. Sunt două elemente care merg mână în mână, pentru că ai odată custodia care se stabilește de cele mai multe ori în mod comun, adică și tatăl și mama au dreptul să-și exercite această atribuție părintească până la urmă și bineînțeles că și programul de vizitare este acel program pe care îl stabilești părintelui care este despărțit de copil. Noi, de când avem ăsta, noi spunem nou cod, dar nu e niciun nou, că e de prin 2011, am încercat și am și reușit, pentru că este o creație, dacă vreți, a practicii judiciare, să implementăm programele de vizitare alternative și custodia, dacă este comună, aici e clar. Fiecare va stabili unde se duce copilul la școală, ce medicamentație să ia, dacă se duce la cursuri de not. Exact. Dar programul de vizitare sau, dacă vreți, domiciliul minorului poate să fie alternativ. Adică nu stabilim în mod definitiv că, spre exemplu, mama ia copilul și tatăl vine o dată pe săptămână și îl vede sâmbătă și duminica. Nu, din contră, o săptămână merge la mamă, o săptămână merge la tată. Dar treaba asta nu se pliază pe toți copiii și nu se pliază pe toate situațiile, nu se pliază pe toți părinții, pe toate caracteristicile umane. O să le luăm acum pe rând și o să discutăm, pentru că e un subiect foarte important și voiam să vă întreb. Eu știu că în România legea, în principiu, ține cu mama. Copilul rămâne la mamă. Dar există situații în care tatăl are o șansă să obțină custodia copilului? Și care sunt acele situații? Dacă vorbim de bebeluși, este clar că mama este favorizată, e clar că până la 2 ani, chiar am auzit de situații la 3 ani, copilul este alăptat. Sunt mame care pot alăpta până la vârste ale copilului foarte mari. Și atunci este de neconceput, atâta vreme cât mama poate să alăpteze și poate să aibă mult mai bună grijă de copil decât tatăl, să iei copilul să-l muți la tată. Sunt și situații, bineînțeles, de excepție, când tatăl e arestat, când tatăl nu mai există, când tatăl și-a agresat copilul, când tatăl nu este un bun părinte și atunci se merge chiar în zona de decădere din drepturile părintești. Uh-huh. Această decădere, pentru că am auzit-o de foarte multe ori, dom'le, vreau să-l decad din drepturile părintești și să-l dau în judecată. Nu facem noi treaba asta. Autoritățile statului, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, ei se ocupă cu chemarea în judecată a tatălui sau a mamei și decăderea din drepturile părintești. Și ca idee, dacă suntem decăzuți din drepturile părintești, nu înseamnă că nu mai avem obligații. Deci obligațiile noastre rămân în continuare, drepturile sunt altele. Dar bine ai spus cumva că mamele, nu știu dacă să spun că sunt favorizate. Este clar că dacă vorbești de un copil mic, este de preferat să stea cu mama lui, iar ulterior, când are capacitatea să înțeleagă ce se întâmplă în jurul lui și să interacționeze cu tatăl lui, atunci, bineînțeles că tatăl capătă ceva mai multe drepturi. Există, în funcție de vârsta copilului, posibilitatea de a alege între mami și tati? Da. Există, bineînțeles. Toți copiii sub 10 ani, teoretic nu-i audiezi, dar îi poți audia de la o vârstă rezonabilă. Ne-am văzut și situații aberante unde copil de 3 ani îl audiezi. Ce să audiezi la un copil de 3 ani? Să-l întrebi să spună ce? Corect. N-are ce să-ți arate. El abia leagă o frază. Chiar dacă legislația noastră permite audierea copilului sub 10 ani, să determine unde vrea să meargă, în opinia mea, un copil de cel puțin 6 ani poate fi audiat într-un mod valabil să spună da, vreau cu mama, vreau cu tatăl.
Aici îngapă o altă discuție care cred că o să facă obiectul unei alte întâlniri, pentru că alienarea parentală este un subiect care trebuie tratat distinct. Dacă tu stai, spre exemplu, 4 ani de zile cu mama ta și spune taică tu e brău, uite ce a făcut și nu știu ce, după aia tu clar nu o să mai vrei să te duci niciodată la tatăl tău să-l vezi. Respectează un tablou, bineînțeles, apropo de bineînțeles, arta, dar peste 10 ani audierea minorului este obligatorie. Și când spun obligatorie, asta înseamnă că el poate să precizeze, dom'le, eu nu vreau la mama, vreau la tata, și nu pe argumente că tata îmi dă mai multe dulciuri sau mama mă duce nu știu unde, ci elemente care țin de buna creștere a copilului, armonioasa dezvoltare psihică, emoțională, fizică și așa mai departe. Cât contează această alegere a copilului în fața judecătorului? Contează foarte mult, pentru că audierea se face din nefericire nu așa cum ar fi trebuit, într-o cameră cu jucării, cu un ambient plăcut, ci se face într-o cameră de tribunal, de judecătorie, da, da, da. Exact. Sigur, oamenii sunt îmbrăcați normal, adică nu cu roba pusă, dar nu e plăcută atmosfera oricum pentru un copil și copilul atârnă foarte mult în decizia judecătorului ceea ce spune copilul în momentul în care el are deja 10 ani și trebuie să fie audiat de asta și spune, îi dă posibilitatea copilului să aleagă, dar bineînțeles că lucrurile astea se întâmplă și la 11 ani și la 12 ani și 13 până la 18 ani până la vârsta majorată. Să trecem puțin de la custodie la programul de vizite. Da. Cum se stabilește? Programul de vizitare, și aș vrea să iau două ipoteze pentru că sunt convins că sunt mii de oameni care sunt în situația asta. Eu în fiecare zi tratez cel puțin 10-15 situații de genul acesta. Oamenii mă întreabă ce fac. Sunt cei care ar vrea un program de vizitare, dar ei sunt plecați din țară. Sunt cei care vor un program de vizitare, dar sunt în alte orașe. Sunt cei care se află în același oraș și atunci pentru ei e cel mai simplu. În ordinea respectivă, fiecare părinte despărțit de copilul său are dreptul la un program de vizitare. Este Convenția Europeană a Drepturilor Copilului, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, este Legea de Protecție a Copilului. Nu ai voie să interzici. Sigur, în anumite situații ai voie, dar la modul general și regula este că nu ai voie să interzici accesul la copilul unui părinte. Dacă l-ai despărțit de copilul său, are dreptul la un program de vizitare. Dar și aici, programul de vizitare poate să fie împreună cu mama lui. Adică să-l vizitezi acasă la mamă. Cu mama de față, uite, te duci în camera aia, te joci cu copilul 2 ore și ai plecat acasă la tine. Poți să-l iei și să-l aduci seara, sau poți să-l iei și să-l ții peste weekend. Toate lucrurile astea, să știți că se stabilesc nu de către noi avocații, nu de către judecători, atenție, ci de către un psiholog, în cadrul unui raport de psihodiagnostic, de anchetă socială, prin care oamenii ăștia care sunt specializați pe emoțiile oamenilor, da, și emoțiile copiilor în principal, pot stabili dacă copilul acela poate să plece cu tatăl lui. Și uite, cel mai simplu exemplu, pentru că astea sunt niște chestiuni de bun simț. Dacă tu nu ți-ai mai văzut tatăl de 5 ani de zile, îți intră în casă un străin, nu? Nu poți să-i spui, ok, ia-l 2 săptămâni și pleacă cu el. Da. Și atunci, integrarea sau reintegrarea în relația cu tatăl sau relația cu mama deopotrivă trebuie să fie făcută în mod gradual, în așa fel încât să nu existe o debalansare a emoțiilor copilului. Ce se întâmplă dacă programul nu este respectat de către părinți? Păi e cam de dosar penal. Dosar penal. Da, adică lucrul ăsta e conceput special, e trecută ca infracțiune nerespectarea dispozițiilor cu privire la încuvințarea minorilor în codul penal, pentru a avea, dacă vreți voi, o mai bună rigurozitate în ceea ce privește respectarea acestor condiții de program de vizitare, bineînțeles și pensia de întreținere, că dacă nu o plătește, de abandon de familie și așa mai departe. Sunt iarăși mii de dosare penale deschise pe subiectul acesta. Și uite, cel mai uzual exemplu pe care vi-l pot da. Mama sau tatăl își alienează parental copilul. Când vine, îi spui că nu vrei să te duci, că n-are ce să ne facă. Se întâmplă, din păcate, asta, da. De multe ori. Da. Vine mama sau vine tatăl, vin la ușă și, domnule, mi se iau fata, băiatul sau copiii. Și îi auzi din spate de acolo, pleacă de aici că nu te vreau. Păi lucrurile astea, nu vă supărați, dar și noi, da, noi ca părinți trebuie să lucrăm cu copilul respectiv în așa fel încât să-și cunoască și tatăl, să-și cunoască și mama și să nu ajungem la acea monedă de schimb și la plângeri penale pentru că nu s-a respectat un program de vizitare. Și mai există o situație, cea în care tribunalul a decis programul de vizitare, dar totuși un părinte nu lasă pe celălalt să-și vadă copilul. Aș spune că tot o nerespectare a programului de vizitare este. Acum fac o puțin întoarcere la ceea ce m-ai întrebat tu mai devreme. Dacă nu respectă programul de vizitare și este
făcut această înțelegere, da, discutăm noi pe viu grai și e o înțelegere amiabilă, atunci da. Nu-i de dosar penal. Corect. Dar dacă e ipoteza lui care e scrisă și e o hotărâre judecătorească sau chiar și, chiar și o încheiere făcută la notar cu privire la programul de vizitare, atunci mergem către zona penalului. Eu i-aș îndruma pe toți părinții să încerce din răsputeri să scoată din discuția programului de vizitare, custodie și așa mai departe, conflictele lor personale. Copilul este produsul fostei lor iubiri, corect, poate și actuale și nu se mai înțeleg din alte puncte de vedere, dar să nu aducă copilul în discuția asta, pentru că nici nu își pot închipui cât de mult îi poate afecta pe cei mici. Mai există o situație în care un părinte pierde dreptul de a obține custodia. Da, e adevărat. Uite, chiar îți dau un exemplu de ieri. Eu vorbesc numai din exemple pentru că sunt toată ziua cu ele. A venit cineva și mi-a spus așa: mama, nu a mai văzut copilul de 14 ani. De fapt, de la naștere. Da. Mi l-a pus în brațe la naștere și la revedere. Tatăl a rămas cu copilul, dar atenție, acum vrem să-i facem buletin, că nu, 14 corect, ani, și am nevoie de semnătura mamei. Păi, dacă tu ai avea autoritatea exclusivă, n-ai mai avea nevoie de această semnătură a mamei sau a tatălui care a dispărut. Și atunci îl dai frumos în judecată dacă el nu înțelege că se pune de andoaselea pentru buna dezvoltare a copilului și inclusiv pentru redactarea unor acte de autoritate publică, și atunci o rezolve așa. Domnule avocat, mai avem de final încă o situație. Dacă tot am pierdut custodia, hai să vorbim de situația în care pierdem dreptul de vizitare a copilului. Poți să pierzi dreptul de vizitare când te duci frumos acolo peste ei și faci scandal și începi cu violențe și bruschezi copilul și bruschezi, spre exemplu, când ai un program de vizitare în compania mamei sau cu supravegherea mamei, poate să-ți facă mama sau tatăl, da? Să nu mă înțeleagă cineva că merg cu mama sau cu tatăl. Doar că aici sunt toate variantele asta posibile. Asta spun. Da. Și tu, spre exemplu, te duci beat la programul de vizitare sau faci scandal, îi spargi femeii sau bărbatului prin casă lucrurile. E clar că tu nu poți să mai ai un program de vizitare și vreau să ne fie foarte clar un lucru. Dacă asta se stabilește că ai program de vizitare sâmbătă, duminică, sau se stabilește că amândoi aveți, spre exemplu, custodia copilului, mâine lucrurile se pot schimba. Corect. Și treaba asta nu rămâne așa definitivă, adică dacă ai făcut o prostie mâine, lucrurile se schimbă și din punct de vedere juridic și nu te baza pe hârtia aia, că ea se schimbă imediat. Mulțumim frumos, domnule avocat. Mulțumim.